după ce am glazurat în totalitate tortul, îl voi da din nou la frigider pentru cel puțin o oră, cât să se întărească glazura. Zici că vocea ta de pe înregistrare e diferită față de vocea ta din realitate sau de la telefon. Da, da, mi s-a spus asta pentru că atunci când eu fac rețete... Ești puțin stresată? Nu neapărat că sunt stresată, vreau să fiu mai profi. Vreau să merg să fiu scurtă și la obiect și să îi arăt omului ce vrea să vadă de la mine și atât. Nu-mi place da, să mă lungesc. Da, e un pic tehnic, așa, da, un pic metalică exact, vocea. Exact. Mi se pare că dacă vorbesc, cum vorbesc eu de obicei, n-aș fi luată foarte mult în serios. Surprinzător, au început să mă urmăresc cu oameni pe care nu-i cunoșteam. Eu am crezut că o să fac rețete pentru mama, verișoara mea de la Craiova și soacra din Maroc. Și soacra din Maroc sau prietenele mele din liceu, facultate. Acum îmi dau seama ce funcționează în primul rând la voi. Tu iubești să vorbești despre mâncare. Da. Și despre copilăria mea și despre ai mei și pentru că cred că pornești din familie, pentru că ai mei tot timpul au gătit. Eu sunt o carte de bucate online. Dacă eu fac tort de 3 ori pe săptămână, eu nu-l fac ca tu să-l faci de 3 ori pe săptămână și să-l mănânci pe tot. Eu îl fac, de spus, da? Eu îl fac atunci când tu ai nevoie de un tort pentru o aniversare, pentru o ocazie specială, să-l găsești la mine.